Azi veți vedea cum se asamblează căruciorul Trig. Căruciorul este compus din următoarele elemente. Cadru cu șesut și centuri de siguranță. Roțile din față. Roțile din spate. Axa din spate cu frână. Setul elementelor de fixare a roților. Două știfturi, două capace, două astupătoare, suport pentru pahar, bară de protecție. Începem cu desfacerea cadrului cu șezutul. Deplasați mecanismul de blocare de pe partea dreaptă a căruciorului. Ridicați cadrul până în momentul în care auziți sunetul de blocare. Treceți la montarea roților din spate. Puneți roata pe axă aici, apoi, apăsând fiecare element, aplicați știftul și asigurați-l cu un capac. La sfârșit, puneți astupătorul. Repetați procedura cu cealaltă roată. Pasul următor este axa din spate cu frână. Apăsați acest buton și inserați capetele cadrului pe axă până în momentul în care se aude un clic. Pentru a demonta axa, apăsați butonul și scoateți-l. Acum treceți la roțile din față. Introduceți-le în aceste orificii până în momentul în care veți auzi un clic. Pentru a le demonta, apăsați aici și scoateți-le. Trig are roți pivotante la 360 grade. Dacă vreți să le blocați pentru a merge în linie dreaptă, glisați acest dispozitiv de blocare. Puteți monta bara în trig, inserând-o în aceste puncte. Puteți să deschideți pe ambele laturi. Este suficient să apăsați butonul pe partea dorită. Pentru a demonta bara, țineți apăsate butoanele și scoateți-o. Trig are un suport practic pentru pahar. Montați-l inserându-l aici. Puteți să coborâți ușor spătarul și să-l setați în poziția dorită. Trig are o copertină largă care se pliază și extinde în același mod. Puteți imediat să ridicați spătarul. Suportul de picioare poate fi poziționat pe 4 nivele. Setați-l în poziția dorită, apăsând aceste butoane. Pentru a adapta centurile pentru nou-născut, pliați copertina, demontați bara, detașați centurile aici, scoateți protecția, fixați centurile la nivelul dorit, trecându-le prin cataramă, apoi puneți protecția și conectați cu centuri și fixați centurile în catarama principală. Pentru copiii mai mari, puteți regla centurile, glisând protecția și glisând această cataramă. Protecțiile pot fi scoase și spălate cu ușurință. Desfaceți catarama și scoateți-le una după cealaltă. Gata! Trig este dotat cu frână Stop and Ride. Se blochează și deblochează apăsând de sus. Atunci când vreți să transportați sau să depozitați căruciorul, îl puteți plia ușor. Pentru a face acest lucru, coborâți la maxim spătarul și pliați copertina. Glisați fermoarul și apăsați butonul pe mânerul părintelui. Acum pliați căruciorul. La sfârșit, blocați cu elementul de protecție de pe latul cadrului. Trig este pregătit pentru călătorie. Utilizare plăcută! Kindercraft. Easy with kids.